Hai noroc, salutare și bine v-am găsit. Mai devreme m-am simțit îngrozitor de rău și a trebuit să am niște pastile. Mă rog, am avut o stare generală de rău. Și acum m-am mai revenit puțin și acum o să mă bag pe Call of the Wild Angler puțin. Doar puțin, că vreau să-mi văd dacă mergeți pescuiesc la balta aia cu dinozaurul. Da. Vreau să văd dacă mergeți să pescuiesc la balta cu dinozaurul. Și după aia o să ne băgăm pe altceva. Bun. Bun, ne băgăm aici pe rezervația din South Africa. Și dăm la pești. Bun, aici vreau să văd dacă mergeți pe pescuiești. Aici vreau să văd dacă mergeți pe pescuiești. Așa. Aici ar trebui să fie pești. Aici ar trebui să fie pești. Uite că sunt. Uite că sunt, mă. Sunt peste tot. În jocul ăsta poți să pescuiești unde vrea mușchitei. Dar trebuie să ai o mea la bună care se potrivească, știți? Am zis, trebuie să mă mai la bun. Pește mic, dar totuși... Păi s-a luat 15, s-a dus. Line snap, băgam aici picioarele. Da, cam așa ceva. Deci se poate pescui aici. Deci sunt pește aici, frate. This one's name comes from Greek meaning anisa, because its forelegs were longer than its hind legs. Poți să pescuiști unde vrea mușchite în jocul ăsta. Mai să ai... Dar la mine o se pare că... La unita mea se pare că e o problemă cu firul. Nu știu. Da, ați văzut. Se poate pescui. Asta mă interesa. Să știu. Dacă mergeți pescuiești. Merge.
Nu, atât am vrut să vă la jocul ăsta, că vreau să mă duc pe ăsta, tot un pic. Cred că e jocul frate pe care vreau să-l joc. Bun, registrează bine. Cred că e jocul pe care vreau să-l joc, frate. Lasă-mă aduc aminte. Ăla eu. Au fost Infinity, așa. Au fost Infinity, asta vreau să-l continui, să văd ce se întâmplă mai departe. Că tare eram curios dacă este într-o zonă cu pădure sau cu ceva. Vegetație sau ceva de genul. Vreau să văd cum arată în first person vegetația. Unreal Engine 5, mamă. Ești nebun la cap, Unreal Engine 5. Outpost-ul ăsta e făcut pe Unreal Engine 5. Mișto, frate. Dacă e făcut pe Unreal Engine 5. In the end, our pride and avarice was to be our downfall. La bun, hai, hai. Bun, hai bă, frate. Că trecusem deja de faza asta. Bun, hai că îți mă duc chiar acolo, în pana mea. Head towards the target area. Ah, sunt într-un oraș aici. Mișto. Bun, așa. Bun, așa. Hai să luăm toate gloanțele de aici, toată muniția de aici.
Ok. A, așa, frate. Aha. Așa. Aha. Bun. Credit on to your outpost immediately and prepare for battle. Ok. Bun. No information yet. Builder support facility. Ability. Builder support facility. Ok.
Bun. Воу. Outpost Infinity Siege, așa începe jocul, pula mea. Mă și miram, frate. Dar merge să faci skirmish match-uri.
Starfall project has ended in failure. Two of our outposts lie in ruins. Not again. It's about time. Come on over when you're ready. Okay. Bon. The casualty report is here. 32 dead. Operation research. Towards the elevator. Hey, bro. I heard you got some news. I'm busy. I'm still waiting for the ship to come out. One more minute and you'd have lost your leg. I'd say that's a fair trade. Commander, the target area is currently clear of hostile raids. Good luck out there. In 5 years. Today, we retake the fight back to Seer. Those who stand beside you might be old faces or new arrivals. But in this wretched world, we are one of the same. Together, we shall march towards the bitter end. Okay. Da, dar e deșert aici, în pana mea. Buletin. Care e faza cu buletinul?
Armored wall. Ok. Bun. Da, cam ciudat jocul ăsta. Nu mă atrage să-l joc într-un mod special. Dar mi se pare interesant. Ce pot să zic? Mi se pare interesant și atâta. Că de...